Peste 100 de gorjeni s-au dat bolnavi pentru a nu se prezenta în fața instanțelor de judecată nici cu mandat de aducere. Este situația prezentată de Jandarmeria Gorj, care execută mandatele de aducere atât în județul Gorj cât și în țară. Efectivele de jandarmi angrenate în astfel de misiuni desfășoară activități de identificare a persoanelor menționate în mandatele de aducere, a domiciliilor acestora, de transmiterea mandatului persoanei pentru care a fost emis și ulterior îi însoțește pe cei pe numele cărora vin aceste mandate. Până în prezent, de la începutul anului, jandarmii gorjeni au executat un număr de peste 450 mandate de aducere emise de către organele judiciare, respectiv curs de apel, judecătorii, tribunale, parchete. Un număr de 320 de persoane au fost prezentate de către colegii mei organelor în fața instanțelor, iar un număr de de 125 de persoane nu s-au prezentat, fiind invocate situații justificative, respectiv boli, internări în spital și cele mai multe plecări în străinătate. Persoanele care sunt prezentate în fața organelor de urmărire penală în baza unui mandat de aducere pot avea fie calitatea de martor, fie de suspect sau inculpat. Persoanele care nu se prezintă în fața instanțelor de judecată pot să fie sancționate de către acestea, iar efectivele de jandarmi din structurile de ordine publică care execută astfel de mandate se edifică în primul rând desfășoară activități de identificare a persoanelor, a domiciliilor, le se prezintă mandatele de aducere și ulterior conducerea acestora în fața instanțelor de judecată. Cele mai îndepărtate localități în care s-au executat mandate de aducere de către jandarmii gorjeni au fost în București, Timișoara, Călăraș și alte localități, iar până în prezent nu s-a înregistrat nicio situație în care vreun mandat de aducere să nu fie executat. Activitatea de punere în executare a mandatelor emise pentru persoanele condamnate la închisoare revine polițiștilor gorjeni. În ultimele zile au fost puse în executare 3 astfel de mandate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și ai Poliției Municipiului Târgu Jiu, au depistat 3 persoane de 31, 46 și 60 de ani din municipiul Târgu Jiu, condamnați la închisoare. Cei în cauză vor executa pedeapsa închisorii cuprinse între 4 ani și 6 luni și 6 ani și 6 luni pentru săvârșirea unor infracțiuni economice. Aceștia au fost încarcerați în penitenciarul Târgu Jiu. Cele mai îndepărtate instanțe în care jandarmii au executat mandate de aducere sunt Iași, Timișoara, București și Călăraș.